Etapa cu numărul 27 din Liga Națională de Basket continuă cu partida din sala polivalentă Rapid, unde CSM Galați, aflată în momentul de față pe ultima poziție în clasamentul Ligii Naționale ca bilanț de victorii înfrângeri, 5 meciuri câștigate, 21 pierdute, vine să dea piept cu Rapid într-o confruntare arbitrată de Alin Faur, Laszlo București și Alexandru Ivan. Rapidul tot cu 5 înfrângeri până în momentul de față, însă 19 eșecuri, cu două mai puțin față de Gălățeni, pentru că au două meciuri mai puțin disputate. Este o întâlnire jucată pentru onoare, o întâlnire în care se încearcă evitarea ultimei poziții, totuși într-un sezon în care nu se retrogradează, de precizat și acest aspect. Și un meci între două echipe care nu mai au șanse la calificarea în play-off, nici măcar din punct de vedere matematic. Cele două formații n-ar putea să mai ajungă în post-sezon în momentul de față. Eu vă spun bun găsit tuturor, sunt Cosmin Petrescu și voi fi gazda dumneavoastră pentru această întâlnire pe care Rapidul o abordează cu doar 8 jucători disponibili. Un lot foarte scurt astăzi pentru trupa antrenată de Marius Bulancea. Primul angajament a fost câștigat de către CSM Galați. Masters și Bruton sunt cei doi fundași ai formației. Se duce Bruton aici pe pătrundere, dar ratează. Tot el recuperează și înscrie ulterior. Extreme, Milan și Stan. Sturanovic este omul din centru. De partea cealaltă, pivot începe pentru Rapid, Stanojević. Două puncte înscrise de unul dintre fundașii formației, este vorba de Devon Booker, care joacă pe acest post alături de Barış Aktaş. Extreme astăzi pentru Giuleșteni, Bogdan Penciu și Jordan Swapshire. Pierdere foarte importantă în urmă cu două etape pentru Rapid București, accidentarea lui Eric Copes face ca situația să fie și mai dificilă acum pentru formația lui Marius Bulancea. Eric Copes, al doilea marcator al formației, cu 15,2 puncte pe întâlnire și cel mai bun recuperator al Ligii Naționale, 10,3 mingi prinse în medie pe partidă. Aktaş pentru Booker, aruncare de 3 puncte. Penciu se luptă la recuperare, dar câștig de cauză are Stan. Arbitrii spun că Bogdan Penciu este ultimul care a atins această minge. Ambele formații au o singură victorie în ultimele 7 meciuri disputate. Galațiul n-a mai câștigat de la finalul lunii decembrie, în timp ce aici Stan agresează coșul cu o pătrundere hotărâtă. Două puncte în forță prin slam dunk reușite de către Robert Stan. Spuneam, Galațiul n-a mai bătut de la finalul lunii ianuarie, trebuia să zic, nu decembrie, atunci când au trecut de Steaua București cu 90-83, 6 înfrângeri consecutive din momentul respectiv, în timp ce de partea cealaltă giuleștenii au pierdut de asemenea 6 din ultimele 7 meciuri disputate, însă victoria lor a venit aici acasă împotriva vicecampioanei României, un succes contra celor de la CSM Oradea după prelungiri. Fault aici în lupta la urmărire, faultul este comis de Stan asupra lui Penciu. Va fi repunere pentru CSM Galați, revedem ratarea lui Swapshire și mai departe momentul în care Stan îl agață pe Penciu. Stanojević pe pătrundere, s-a apărat foarte bine Robert Stan, prinde Sturanovic. Galați încearcă să contraatace, o minge a lui Bruton care îi trece printre brațe lui Stan și este minge pierdută de către CSM Galați. Formație care, dacă în campionat n-a mers deloc bine în actualul sezon, în schimb a reușit să producă surpriza în Cupa României și să ajungă până în Final Four, unde Galațiul a ținut în șah SCM-ul Craiova până în sfertul al patrulea, în a doua semifinală a Final Four-ului Cupei României. Fault aici pe pătrunderea încercată de către Corin Bruton. Nu îi se oferă continuitate, aici este faultul lui Barış Aktaş. Abia apoi a plecat pe aruncare Bruton, astfel că mingea este dată din lateral pentru Galați. Sturanovic, Bruton, primește Millen, se întoarce, aruncă și scutură plasa.
Două puncte pentru Matt Mellon, jucătorul care a absentat în etapa anterioară când Galațiul a pierdut la 4 puncte la Timișoara după prelungiri. De altfel, gălățenii vin după două înfrângeri consecutive în overtime. Au pierdut acasă cu Sibiul 94-105 și spuneam la Timișoara 74-78, după ce ambele partide au avut nevoie de 5 minute suplimentare. Mellon ratează. Stanoievici este cel care a recuperat pentru Rapid, lasă mingea pentru Penciu, iar acesta o trimite către Barış Aktaş, eroul din finalul meciului cu CSM Oradea. Aktaş a marcat atunci coșul decisiv care a adus victoria giuleștenilor. Contraatac al Galațiului, Masters încearcă să o scoată pe Subinel, ratează și Stan pe a doua șansă. Aktaş recuperează, Booker acum vrea tripla, o are. Fără niciun fel de ezitare, Devon Booker, cel mai bun marcator al Rapidului în actualul sezon, de când a venit la formația giuleștean, are 15,5 puncte pe întâlnire. Acesta este al 12-lea meci pe care îl joacă în actualul sezon Devon Booker. Pe lângă... Hai să vedem această aruncare, mai întâi... ratare pentru Mellon, iar apoi contraatac al Rapidului cu Stanoievici, care este blocat de Mellon. Voiam să spun că pe lângă absența de care aminteam, cea a lui Eric Copes, sunt mulți alți jucători importanți care nu joacă astăzi pentru Rapid. De asemenea, nu evoluează nici Jagan Mosley, unul dintre cei mai buni oameni ai trupei lui Marius Bulancea, de asemenea pe parcursul acestei ediții de campionat. Pătrunderea lui Masters, coș cu fault, după ce Swapshire închide cu întârziere și va fi o aruncare liberă suplimentară pentru Jordan Swapshire, pentru Javon Masters după faultul lui Jordan Swapshire. Luca Vasile și el absent în această confruntare, Laurențiu Dumitrescu de asemenea nu joacă, Wilhelm Broser, alt basketbalist care este indisponibil pentru meciul de azi, și de asta anunțam faptul că a rămas în doar 8 jucători astăzi. Marius Bulancea va avea puține schimbări la dispoziție. O minge aici care ricoșează până la urmă la Sturanovici, contraatacul lui Sturanovici, pasă decisivă pentru Mellon și două puncte simple ale Galațiului. Timeout solicitat de către Marius Bulancea la scorul de 11-7 în favoarea gălățenilor. Aminteam, este cel de-al doilea meci jucat în această etapă cu numărul 27, o etapă care a început ieri cu o partidă între locurile 3 și 1. Îl avem aici în imagine, în partea stângă era fostul antrenor al Rapidului, Victor Bulancea, un nume care se înrudește practic cu clubul din Giulești. Decenii întregi de activitate la Rapid București și echipă lăsată în momentul de față pe mâinile fiului său, Marius Bulancea, cel care i-a fost chiar și jucător lui Victor Bulancea în anii în care acesta era antrenor principal al Rapidului. Spuneam, etapa a început ieri cu o victorie a lui UBT Cluj la Pitești. Clujul își asigură astfel aproape și matematic avantajul terenului propriu până la finalul sezonului regulat. Spun aproape și matematic pentru că încă mai există posibilitatea ca clujenii să fie depășiți de CSU Voluntari, dar ar fi necesar ca Clujul să piardă cu două meciuri mai mult decât CSU Voluntari până la finalul sezonului, și asta în condițiile în care mai au doar 3 de disputat. Ar trebui să piardă două dintre meciurile cu Focșani, Ploiești sau Constanța, în mod normal, și la ce valoare are UBT Cluj, nici n-ar trebui să aibă probleme contra acestor echipe, iar Voluntari să bată tot. Pentru Pitești situația s-a complicat un pic după înfrângerea de ieri, dar voi reveni asupra situației din clasament. Înscrie între timp pentru Rapid Bogdan Sandu, două puncte pe un semicârlig de mână stângă,
În schimb, uită să îl mai ia în primire acolo pe Sturanovici, care după blocaj se descotorosește de adversar și înscrie fără probleme din apropiere. O abatere de picior aici. Rămâne posesie pentru Rapid. Actaș. Trece de Sturanovici, dar o face prin afara terenului. Minge pierdută de către Barış Aktaş. Marius Bulancea solicită fault la această fază și cumva are dreptate. Mi s-a părut acolo că a împins cu șoldul Sturanovici în momentul în care Aktaş încerca să-l depășească. Stan refuză aruncarea de 3, se apropie de coș, nu poate înscrie cu panoul, dar rămâne în continuare posesie pentru Galați, după ce tot el s-a luptat la recuperare și l-a forțat pe Swapshire să trimită mingea în afara terenului. Trei puncte aici pentru Galați. O aruncare ce intră fără probleme pentru echipa vizitatoare și aceasta începe să se distanțeze. Swapshire, Booker. O vrea de 3, aruncarea este scurtă. Prinde Masters, care îl depășește pe Penciu. Contraatac în superioritate pentru CSM Galați și Matt Mellon scoate cele două puncte după ce a accelerat prin defensiva adversă. Excelentă și pasa lui Javon Masters. Deja de două ori mai multe puncte pentru CSM Galați decât au adversarii. Penciu pasă mingea pentru Swapshire. Swapshire o încearcă de la distanță și scutură plasa. Aruncare cu grad mare de dificultate pentru Jordan Swapshire, dar reușește acesta să înscrie din spatele arcului de cerc, unde are un procentaj de 34% în actualul sezon. Fault aici comis de către Jordan Swapshire. Vedem încă o dată acțiunea la care, nu la Swapshire s-a dat, ci cred că la Booker. Devon Booker este cel care l-a împins pe Kareem Bruton. Iar Bruton se deplasează acum la linia de libere pentru două aruncări. Bruton în actualul sezon, procentaj de 64% la linia de fault, 11,8 puncte în medie pe întâlnire. Aici împarte perechea și Swapshire recuperează pentru rapidiști. Foarte bine se apără cei de la CSM Galați și provoacă o abatere de 8 secunde. Rapidul nu reușește în cele 8 secunde permise de regulament să treacă în jumătate adversă de teren și este astfel minge pierdută cu repunere pentru CSM Galați. A intrat între timp George Vlad, jucător care a fost extrem de important în finalul meciului de la Timișoara. George Vlad a reușit să aducă egalarea pentru Gălățeni după ce a înscris două libere importante și un coș de 3, prin care a forțat astfel prelungirile. Spuneam însă în cele din urmă, echipa mai experimentată, echipa mai puternică, SCM Timișoara, a reușit să se impună 78-74 și să acumuleze astfel la 15-a victorie în actuala ediție de campionat. Aktaş lasă pentru Penciu, care obține faultul în duelul cu Galbraith. Intrat pentru prima oară pe teren astăzi Chris Galbraith, gălățenii nu sunt în penalizare, abia a treia greșeală de echipă. Intră și Marius Ciotlăuș pentru CSM Galați. Îl înlocuiește pe Matt Mellon. Aktaş. Stanojevici cu paravanul. Barış Aktaş ține driblingul viu, scoate pasa pentru un Booker liber la 3. La urmărire este Vlad și Barış Aktaş îl faultează în momentul aterizării.
Ultimul faul de dat pe care îl mai avea Rapidul pentru Barış Aktaş este a doua greșeală personală. Cu un lot format din doar 8 jucători, Rapidul trebuie să aibă mare grijă la aceste acțiuni, pentru că se pot trezi că rămân cu prea puțini basketbaliști disponibili, să nu se ajungă la o situație în care Rapidul să joace în 4. E drept mai e până acolo, nici să nu te aperi, dar astfel de faulturi, precum cel făcut de Stanojević, mai ales atunci când ai atât de puțini oameni la dispoziție, nu trebuie să se întâmple. Fault ușor comis aici de Stanojević, care a încercat să bage mâna la minge pentru a-i ofura lui Vlad. N-avea niciun rost în condițiile în care Rapidul era deja în penalizare. O astfel de intervenție îl trimite pe George Vlad la linia de libere, de unde execută două aruncări. Una din două pentru noarul Galațiului. Jordan Swapshire, ajutat de Penciu, care a apărut în centru acolo pentru a dejuca pressingul advers, însă tot Penciu greșește pasa. Din fericire pentru el, mingea este oprită cu piciorul de unul dintre jucătorii gălățeni, iar acest lucru duce la repunere din lateral pentru Rapid. Aktaş reprimește de la Penciu. Aktaş pe pătrundere, lasă cu pământul pentru Stanojević, care își vede lumina stinsă de către Marius Ciotlăuș. Capac superb reușit de Ciotlăuș, posesia rămâne însă pentru Rapid. Aici ofenta lui Stanojević ar fi ridicat pe Ciotlăuș și ulterior avea cele două puncte ușoare. 5 secunde rămase din atac. Booker trece de Ciotlăuș, aruncă peste Pešić. La recuperare este până la urmă Vlad, care încearcă să accelereze. Își dă seama că nu poate merge până la capăt. Ciotlăuș pentru Bruton, pasă cu boltă spre Vlad. Galbraith aștepta pe partea cealaltă, n-a primit însă pasa. E angajat acum Miloș Pešić. Pešić pentru Bruton, liber la 3. Urmărește Galbraith și Marius Ciotlăuș are două puncte ușoare, după ce Rapidul încercase să plece pe contraatac înainte de a asigura recuperarea defensivă. Swapshire mai departe spre Stanojević, faultat înainte de aruncare. Va fi repunere din lateral pentru Rapid. Se pregătește să execute Aktaş. Booker. 5 puncte astăzi pentru Booker. Este angajat Swapshire. Tot 5 a marcat și el până acum. Superbă fenta și mai departe procedeul este executat cum trebuie. Jordan Swapshire păcălindu-l pe Marius Ciotlăuș și aducând Rapidul la 8 puncte în spatele Galațiului. Ciotlăuș, Vlad, Bruton, Pešić. O pasă tot de la Bruton spre Galbraith. Bruton era liber acum în colț. Îl vede însă Pešić excelent pe Ciotlăuș și sunt două puncte. După ce mingea a circulat precum un cartof fierbinte pentru CSM Galați, toată această mișcare rapidă a balonului duce în cele din urmă la două puncte aduse de către Marius Ciotlăuș, aflat la al doilea său coș în această întâlnire. Swapshire, Penciu, liber la 3, iese din coș, mingea urmărită de Ciotlăuș. Vlad pentru Ciotlăuș, care este faultat aici de Swapshire. Vor fi două aruncări libere pentru Marius Ciotlăuș. ...75% procentajul său în actualul sezon, un an în care Ciotlăuș are o medie de 9,5 puncte în medie pe întâlnire. Jucător adus la Galați la începutul sezonului precedent, după ce acum 2 ani juca pentru FC Argeș Pitești.
Anul trecut doar 4 puncte pe meci pentru Marius Ciotlăuș. E drept că anul trecut a fost unul însă mult mai bun pentru CSM Galați, formație care a reușit calificarea în play-off, terminând pe poziția a 8-a sezonul regulat și fiind ulterior eliminată în prima rundă de către U-Banca Transilvania Cluj. Stanojevici obține două aruncări libere după faultul comis de Sturanovici. Două libere așadar pentru Nicola Stanojevici, jucător adus și el, la fel ca Booker, pe parcursul sezonului la Rapid. Mai mulți străini aduși după ce a început campionatul. Mosley a fost prima achiziție făcută după startul sezonului. Apoi a venit Booker, ulterior și Stanojevici, cel care irosește aici ambele aruncări libere. 11,3 puncte pe meci pentru Nicola Stanojevici, împreună cu 4,4 recuperări. Un jucător cu procedee foarte bune, mi se pare, Nicola Stanojevici, dar care are probleme cu greutatea, iar acest lucru îl face să piardă foarte mult din viteză. George Vlad a înscris între timp, coș de 3 pentru Galați, care se distanțează la 14 lungimi. Marius Actaș o pasă cu boltă pentru Swapshire și este fault comis de către Bruton. Vor fi de această dată două aruncări libere pentru giuleșteni. Jordan Swapshire trimis la linia de libere. Două aruncări pentru Swapshire, unul dintre străinii care au rezistat încă de la începutul sezonului pentru Rapid. Swapshire a jucat în toate meciurile pe care albvișinii le-au disputat în actualul sezon, 11,1 puncte alături de 4,4 recuperări și o pasă decisivă pe întâlnire. 78% procentajul la linia de fault pentru Swapshire, care aici transformă ambele aruncări. Mai e o șansă pentru Gălățeni, Bruton cu Fenta, aruncarea pe sirenă, cade pe inel. Dar primul sfert se încheie cu scorul de 28-16 pentru CSM Galați, un meci în care Swapshire are 9 puncte înscrise până în momentul de față, fiind principalul marcator al confruntării. La Gălățeni, Matt Mellon și Javon Masters au câte 6 puncte, ei fiind cei mai buni realizatori pentru CSM Galați. Aminteam faptul că etapa cu numărul 27 a început ieri cu victoria lui U Cluj la Pitești contra lui FC Argeș. Restul confruntărilor sunt programate pe parcursul acestor zile de weekend. S-a mai jucat o partidă încheiată la limită înainte de disputa dintre cele două formații pe care le urmărim acum. Meci extrem de important în configurația locurilor de play-off la finalul sezonului regulat. SCM-ul Craiova, SCM Oma Timișoara s-a terminat 73-74. Victoria așadar la un punct pentru Timișoara, care își continuă parcursul senzațional din ultima perioadă. 20 de puncte pentru Darian Strong. De partea cealaltă, Mike Walls, cel mai bun marcator al campionatului intern, a fost limitat la doar 14 puncte de către apărarea echipei antrenate de Dragan Petricevici. Timișoara ajunge astfel la 9 victorii consecutive și reușește, odată cu acest succes, să treacă peste Craiova în clasament. Timișoara are acum 16 victorii și 8 înfrângeri, în timp ce Craiova coboară la 16 meciuri câștigate, dar 9 pierdute. Restul partidelor se joacă mâine și poimâine. Mâine Constanța Voluntari, miercurea Ciuc Sibiu și Steaua Oradea. Poimâine are loc o întâlnire extrem de importantă pentru locurile de play-off. Este vorba despre Ploiești Dinamo. E posibil ca cine câștigă acel meci să prindă ultimul loc de play-off. În orice caz, dacă Ploieștiul reușește să se impună, ia o opțiune foarte clară în vederea calificării în postsezon. Un succes al lui Dinamo
ar face ca gruparea alb-roșie să treacă peste formația prahoveană. Depinde ce se va mai întâmpla și în următoarele meciuri până la finalul sezonului, dar repet, un succes al Ploieștiului, depinde și la câte puncte diferență ar veni, ar putea să pună două meciuri între cele două echipe până la finalul sezonului regulat, iar ulterior Dinamo ar mai avea de jucat doar 4 partide și dacă ar fi două meciuri și avantajul direct pentru ploieșteni, situația e aproape rezolvată. Ne așteaptă totuși un final interesant de sezon, în timp ce aici mingea este dată pentru Rapid cu 19 secunde din atac. Primește Sopcher, trage de 3, dacă mai devreme rapidiștii au înscris din spatele arcului de cerc. Aici n-a mai picat Tânațe, iar Jovan Masters profită și înscrie pe contraatac. Tripla Rapidului a fost marcată de Stanojević la faza despre care vorbeam. Stanojević cu primele sale puncte în jocul de azi. Sopcher dezechilibrat, dar perfectă această aruncare. N-a avut nicio șansă acolo Theo German să-l oprească pe Sopcher. Masters aici. Pešić mai departe pentru Milan, primește Sturanović. Jovan Masters îl găsește pe Pešić, care a încercat pasa dintr-o atingere către Sturanović, însă Sopcher i-a citit intenția și a deviat mingea în afara terenului. Aruncare a lui German, care de lângă un Stanojević ce n-a vrut să faulteze, înscrie cu panoul. Aktaş. Penciu pentru Stanojević. Stanojević cu spatele la coș, întâmpinat de Sturanović, strânge și Masters, dar nu izbutește decât să devieze această minge în afara terenului. Posesia rămâne în continuare pentru Rapid București. 32-21 scorul înregistrat pe tabelă. A intrat între timp Odagiu, Aktaş pe sirenă. Triplă înțepată de către Barış Aktaş, primele sale puncte în acest meci și diferența scade la una formată dintr-o singură cifră. Moment în care Rapidul începe să capete ceva elan și începe să capete ceva încredere că poate, în ciuda acestui lot foarte scurt, să reintre în meciul de astăzi și să își joace șansa în încercarea de a avea o victorie mai mult decât CSM Galați în actualul sezon. Pešić pe pătrundere, scoate din săritură pentru Masters, care dă drumul la minge pentru Matt Mellon. Este Sturanović acolo, fără niciun trup pe el. Absența blocajului defensiv este pedepsită de către Sturanović, cu două puncte marcate ușor pe voleibolare. Bukert, Sopcher, de la semidistanță, recuperează Mellon, care prinde a doua lui minge într-o partidă în care are de asemenea 6 puncte și o pasă decisivă. Pešić, Masters, Sturanović, către Pešić s-a dorit această pasă deviată. Rămâne în continuare posesie pentru CSM Galați cu 13 secunde din atac. Se întoarce Chris Galbraith în locul lui Miloș Pešić, care n-a marcat. Mai bagă un energizant acolo Pešić ca să fie în formă în momentul în care se reîntoarce pe parchet. Recuperează Sopcher, Aktaş. O minge trimisă aici pentru pătrunderea lui Bukert, întâmpinat însă cu refuz de Maxim Sturanović, capac reușit de jucătorul Galațiului și posesie de sub panou pentru Rapid. Bukert a venit moale pe această aruncare, n-avea cum să-i o lase să treacă Maxim Sturanović, care a fost precum vameșul ce te prinde fără viză și te trimite înapoi. Schimbă foarte des Florin Nini, își permite acest lucru cu un lot mai lung decât Rapidul astăzi.
Au revenit Bruton și Vlad, iar cei doi combină pentru un contraatac finalizat de Kareem Bruton. După o pasă peste tot terenul distribuită de către George Vlad, timeout solicitat de Marius Bulancea. Galațiul se distanțează la 12 puncte diferență. Vorbeam despre ce se joacă în această etapă cu numărul 27. Acesta este ultimul meci transmis pe canalele Lux Sport în această rundă. Ne întoarcem însă cu alte partide săptămâna viitoare, pe care o vom deschide mai întâi marți cu cel mai important meci al anului în baschetul românesc, cel puțin până în momentul de față. Cu începere de la ora 18, vă aștept la un studio chiar de pe parchetul BT Arena pentru a prefața meciul întâi din sferturile de finală ale Ligii Campionilor dintre U-Banca Transilvania Cluj și Risen Ludwigsburg din Germania. Seria se joacă pe sistemul cel mai bun din trei partide, clujenii având avantajul terenului propriu, grație faptului că au încheiat pe prima poziție în grupa din top 16 din care au făcut parte. Partida începe de la ora 19 și se vede în direct și în exclusivitate pe Lux Sport Plus, pentru ca ulterior miercuri să avem două restanțe din Liga Națională de Basket, în timp ce Bruton interceptează imediat după repunere și scrie două puncte pentru Galați. Miercuri, cu începere de la ora 18, Oradea Dinamo, iar de la ora 20, Rapid Ploiești. Meciurile se văd în direct pe Lux Sport 3. Programul complet al transmisiunilor îl puteți accesa pe cele două site-uri care acoperă basketul pe teritoriul României, unitedhoops.ro și basket.ro. Contraatac al gălățenilor, Matt Mellon, două puncte ușoare. Și după timeout-ul cerut de Marius Bulancea, în loc să fie o revenire a jucătorilor săi, rapidiștii cad și mai mult și ajung acum să fie conduși la cea mai mare diferență de scor înregistrată pe parcursul partidei. 16 puncte pentru Galați. Booker, întâmpinat de Bruton, pleacă pe mâna stângă, se duce pe coș și e valabilă această reușită, după ce capacul lui Galbraith a venit într-un moment în care mingea se afla deja în traiectorie descendentă. Vedem încă o dată schimbarea de direcție superbă a lui Devon Booker și ulterior mingea scoasă de Galbraith după ce luase panoul. Vlad, Mellon, Galbraith către Sturanović, Galbraith din nou pe partea cealaltă, este George Vlad care bagă mingea la interior pentru Galbraith, acesta ratează de lângă Swapshire, a recuperat Penciu, Barış Aktaş. Blocajul lui Bogdan Sandu, pătrunderea lui Booker care se oprește, aruncă și înscrie. Frumoasă ce această fază reușită de către Devon Booker. Ajunge astfel la 9 puncte înscrise, fiind al doilea marcator al giuleștenilor după Jordan Swapshire, care are 11. Bruton. Apare Galbraith sub panou, este Sturanović, faultat de Bogdan Sandu. Bogdan Sandu, se pare că a fost el împins și astfel decizia este dată invers, e posesie pentru Rapid București. Voiam să spun că Bogdan Sandu, alături de Barış Aktaş, au fost doi dintre oamenii care au ajutat Rapidul în sezonul precedent să revină pe prima scenă basketbalistică din România. 12 ani în Liga Secundă pentru 12 ani în Liga Secundă pentru Rapid București. Promovare la finalul sezonului anterior. Acum Sturanović a încercat slam dunk-ul de lângă Sandu, care spune că nu l-a atins. Îi se dă totuși fault lui Bogdan Sandu. A fost contact în piept. Două aruncări libere pentru Sturanović. 4 puncte marcate astăzi de către pivotul gălățean. De obicei își transformă liberele, are 80% procentaj în actualul sezon. 9,6 puncte alături de 5,1 recuperări în medie pe meci pentru Sturanović.
aproape de o nouă intercepție. Galațiul o reușește până la urmă. George Vlad. Bruton pe partea cealaltă pentru Milan. Zduranovic pătrunde, scoate la Galbraith. Bruton liber la 3, bingo! 3 puncte pentru Kareem Bruton după o minge care a circulat excelent în urma unei noi intercepții izbutite de către CSM Galați. Angajat aici Bogdan Sandu, scoate cu stânga pentru Swapshire, o încearcă de 3 din nou, marchează încă o dată de la distanță. 14 puncte pentru Jordan Swapshire cu 2 coșuri de 3 din 4 încercări. Galbraith sub panou se întoarce și înscrie cu foul. Bogdan Penciu este cel care comite prima greșeală personală. And one pentru jucătorul de la CSM Galați, Chris Galbraith. Primele sale puncte în această întâlnire. ...9,4 pe meci are Galbraith în actualul sezon, scoate 3 până la urmă la această fază. Penciu, Aktaş, din nou Penciu, Booker pe mâna stângă pentru Swapshire, îi dă liftul superb lui Galbraith, trage peste Milan și arde plasa din nou. Jordan Swapshire începe să se încingă, este a treia triplă pe care o reușește americanul Rapidului. Două consecutive acum pentru el, multă răbdare aici pentru Swapshire. Și diferența scade din nou la 14. George Vlad pe partea cealaltă pentru un Chris Galbraith care caută să îl atace pe Booker. Foarte bine se apără însă jucătorul Rapidului, Sturanovic de la semidistanță, mingea urmărită de către Swapshire. Giuleștenii cu posibilitatea de a mai tăia din această diferență. Booker. Trece de Sturanovic, îl vede pe Penciu, liber la 3, scrie cu panoul din colț. Cum să dai cu panoul din poziția aia? Doar Bogdan Penciu poate să ne răspundă la această întrebare, dar important pentru Rapid este că a intrat. 3 triple la rând pentru Rapid București și timeout cerut de către Florin Nini după ce Bogdan Penciu, repet, folosește geamul dintr-o poziție în care trebuia să liberești foarte mult efect pentru ca mingea să poată cădea în coș de acolo. Un timeout în care încearcă să își liniștească puțin jucătorii. Florin Nini, Galațiul a dominat până acum această întâlnire. Au fost astfel de faze cu intercepții, pressingul făcut de defensiva gălățeană. Asta și în condițiile în care și-a dat seama Florin Nini că Rapidul are o bancă foarte scurtă astăzi și pressingul duce la oboseală mai rapidă pentru jucătorii adversi, pentru că nu prea au cum să schimbe și nu prea au cum să se odihnească. Dar Swapshire mai întâi cu 2 coșuri de 3, apoi Penciu cu încă unul, au dus în cele din urmă la această revenire până la 11 puncte în spatele adversarilor pentru cei de la Rapid București. Revedem coșul lui Bogdan Penciu, a luat undeva partea de sus a panoului, muchia de la unghiul drept al panoului de sus, ștearsă de acea minge care ulterior a căzut în coș. Da, știți cum se spune, uneori e mai bine să fii norocos decât bun. Și cam așa s-ar traduce faza precedentă pentru Bogdan Penciu. Matt Mellon arată cum se marchează curat din spatele arcului de cerc. 3 puncte pentru Mellon și un total de 11 astăzi. Penciu întoarce pentru Aktaş, mingea mai departe ajunge la Booker, scapă de pressing aici rapidiștii, dar foarte bine se repliază gălățenii și nu permit cele două puncte. Totul se transformă în pozițional cu Barış Aktaş. Bogdan Penciu o încearcă și de acolo. N-a mai avut de data asta noroc și n-a avut nici acuratețe. Aruncarea până la urmă nu atinge instalația. Stan Bruton pentru Masters.
Masters îl depășește pe Aktaş, primește Stan, Sturanović, Bruton trece de Swapshire și e faultat de Penciu. Vor fi două aruncări libere pentru Karim Bruton, care are posibilitatea să urce și el la 12 puncte marcate în această confruntare, în timp ce Stanojević se întoarce pe parchet în locul lui Bogdan Sandu. Două puncte astăzi pentru Bogdan Sandu, în aproximativ 7 minute petrecute pe parchet. El anunțase la finalul sezonului anterior că se retrage, dar a fost convins până la urmă să se întoarcă pentru a mai ajuta echipa din Giulești. Cu ceva minute petrecute pe teren, nu îi se cere să mai fie un jucător important, așa cum era în Liga Secundă, dar este folosit în anumite momente, așa cum se întâmplă și astăzi, și Bogdan Sandu, cu experiența sa, poate să ajute foarte mult echipa Alvișinie. Stanojević pentru Swapshire, dezechilibrată aruncarea urmărită de către Ciotlăuș, care, vă vine să credeți sau nu, este cel mai bun recuperator al Galațiului în actuala ediție de campionat. 6,8 mingi prinse în medie pe întâlnire pentru Ciotlăuș, mai multe și decât Sturanović, mai multe și decât Stan. Practic, Ciotlăuș, în timp ce aici Sturanović e singur sub panou și înscrie prin slam dunk, are o medie de recuperare net și peste a pivoților de la CSM Galați. Swapshire aici, 2 contra 1, o pasă pe care o trimite prea sus pentru ca Stanojević să poată finaliza, trage până la urmă de 3 sârbul și scutură plasa. Încă un coș de 3 pentru Nicola Stanojević. Ăsta este un capitol la care Rapidul a suferit rău de tot în actuala ediție de campionat. Doar 31% procentajul la aruncările de la 6.75 pentru Rapid. Abatere de pași la pornire, minge pierdută de Javon Masters. Fault aici la intervenția lui Masters. Galațiul încă are 3 faulturi de dat. Mai sunt 8 secunde rămase din acest sfert cu numărul 2. Swapshire, luat agresiv de către Ciotlăuș, care faultează și el. Spuneam, Galațiul e departe de penalizare și astfel preferă să-și folosească aceste greșeli de echipă pentru a întrerupe fluiditatea acțiunilor giuleștene pe finalul sfertului 2. Repune Aktaş, primește Booker și Masters face încă un foul. Pe ăsta n-a vrut, cred, să-l comită. A vrut să intercepteze Javon Masters, care este certat de Florin Nini, însă cred că i-a făcut semn Masters că el s-a dus la minge. Aici n-a mai căutat să facă foul. A doua greșeală personală pentru Masters. Aktaş către Booker, e blocat pe aruncare de Mellon, mingea ținută în teren, Masters din propria jumătate și prima repriză se încheie cu un avantaj de 14 puncte pentru CSM Galați. 54-40 este scorul într-o confruntare în care Jordan Swapshire este cel mai bun marcator al meciului. 17 puncte pentru gălățeni. Corin Bruton și Matt Mellon au ambii câte 11. Puncte diferență în favoarea lui CSM Galați în meciul cu Rapid București din etapa cu numărul 27 a Ligii Naționale de Basket. O confruntare în care Jordan Swapshire de la Rapid este cel mai bun marcator, 17 puncte înscrise până în momentul de față, 3 coșuri de 3 pentru Jordan Swapshire, în total Rapidul având 8 reușite din 19 încercări din spatele arcului de cerc, în timp ce pentru gălățeni doi oameni au totalizat câte 11 puncte, Matt Mellon și Karim Bruton. De la distanță, Galațiul n-a înscris la fel de mult ca Rapidul, dar nici n-a aruncat la fel de des, 4 din 9
pentru CSM Galați, așadar procentaje asemănătoare între cele două formații. Vă reamintesc că Marius Bulancea, antrenorul Rapidului, se confruntă cu probleme de efectiv, are doar 8 jucători la dispoziție pentru această întâlnire. Trebuie să fie foarte atenți rapidiștii și la greșelile personale. E drept că au stat destul de cuminți în prima jumătate, doar 3 oameni, Swapshire, Actaș și Sandu, au făcut câte 2 faulturi în primele 2 sferturi. Începe a doua jumătate a unei partide în care Galațiul caută să oprească o serie de 6 înfrângeri consecutive. Aminteam faptul că Galațiul n-a mai câștigat de la finalul lunii ianuarie, când a învins tot la București pe Steaua. Rapidul în ultimele 7 etape acumulând tot o singură victorie, un succes contra celor de la CSM Oradea. Swapshire scoate 2 aruncări libere după ce este faultat aici în încercarea de a trage la coș de Kareem Bruton. Bruton nemulțumit de această decizie a oficialilor. Partida, vă reamintesc, este arbitrată de Alin Faur, Laszlo București și Alexandru Ivan. Swapshire își continuă meciul foarte bun. 3 din 3 astăzi și la linia de libere, are pe lângă cele 18 puncte totalizate până acum și 5 recuperări plus 2 pase decisive. Masters. Stan, o minge lăsată pentru același Masters, care face abatere de pași și este posesie pentru Rapid după cea de-a 8-a minge pierdută a gălățenilor. Tot 8 și de partea cealaltă, la Alb Vișini. Devon Booker este cel care conduce atacul. 9 puncte marcate astăzi de către Booker, căutat omul fierbinte, Jordan Swapshire, întâmpinat de Matt Mellon. Swapshire se întoarce, aruncă din nou dezechilibrată, de această dată nu-i mai intră, dar recuperează ofensiv Sandu. Atac nou pentru Giuleșteni cu Swapshire, care înscrie cu tot cu faul. Jordan Swapshire pune șaua pe Javon Masters și ulterior aduce 2 puncte cu panoul plus o aruncare liberă suplimentară spre nemulțumirea lui Florin Nini. Swapshire are posibilitatea de a coborâ diferența la una formată dintr-o singură cifră, în cazul în care reușește să își transforme și această liberă. 4 din 4 astăzi pentru Jordan Swapshire. Și continuă să rămână fără greșeală la acest capitol. Masters, minge lăsată pentru Matt Mellon, Bruton către Pešić. Stan a vrut să primească sus, Bruton greșește, este intercepția lui Sandu, care face însă pași după ce cred că a alunecat pe un contraatac la care a scăpat singur cu inelul și parcă n-a știut ce să facă. A vrut mai întâi, cred, să marcheze prin slam dunk, ulterior să înscrie cu panoul, n-a ieșit nici una, nici alta. Și este minge pierdută și 2 puncte irosite aici de Bogdan Sandu. Timeout solicitat însă de Florin Nini, căruia nu-i convine sub nicio formă felul în care se desfășoară ostilitățile în acest start de sfert cu numărul 2. Ar fi putut fi 7 puncte marcate de Rapid în startul sfertului 2, fără ca Galațiul să fi înscris vreodată. A făcut însă pași, așa cum spuneam, Bogdan Sandu la acțiunea precedentă. Rapidiștii primesc aici încurajările spectatorilor. Nu sunt foarte mulți în sala Rapid din capital, aproximativ 50 de oameni au venit să asiste la această întâlnire, care până la urmă nici nu poate stârni foarte mult interes, pentru că aminteam în prima jumătate, este un meci între două echipe care nu mai au nicio șansă la play-off. Galați cu cel mai slab bilanț al Ligii Naționale de Basket până acum, 5 victorii, 21 de înfrângeri. Rapidul cu al 14-lea din 16 formații, 5 meciuri câștigate, 19 pierdute. Singura echipă care stă mai rău decât Rapidul în afară de Galați fiind CSM Miercurea Ciuc,
tot 5 meciuri câștigate, dar 20 de eșecuri. Bruton pentru Stan, sub panou a fost angajat Pešić, a intervenit foarte bine Swapshire și în cele din urmă Aktaş reușește intercepția. Stanojević pentru Aktaş. Aktaş pentru Bogdan Sandu, triplă! După ce a comis pași mai devreme, Bogdan Sandu și-a revanșa și înscrie din spatele arcului de cerc. Rapidul se apropie la 6. Pešić, pasă riscant acolo lui Masters. Sandu faultează. A treia greșeală personală pentru Bogdan Sandu. Repune Masters. Bruton către Stan. Pešić are doi oameni pe el, scoate cu pământul. Bruton dă drumul la minge, Ciotlăuș calcă afară și coșul nu este valabil. Încă o minge pierdută de către CSM Galați, cea de-a 11-a. 4 au venit doar în acest start de sfert al treilea, în care Galațiul nici nu apucă să arunce la coș. 8 puncte fără răspuns în momentul de față pentru Rapid București, care poate să-și extindă acest parțial. Pătrunderea lui Bucard, aruncă de la semidistanță, o face scurt. N-a reușit Sandu recuperarea. Mingea culeasă de către Masters, contraatac cu Ciotlăuș și sunt 2 puncte ușoare prin care Marius Ciotlăuș ajunge la 7. Prima reușită a lui CSM Galați în sfertul al treilea. Devon Bucard. Stanojević cu blocajul, Bucard a căutat să-l angajeze pe Swapshire. Este faultul lui Ciotlăuș, comite a doua greșeală personală. L-a agățat acolo de șold pe Jordan Swapshire, pe care evident gălățenii îl marchează acum foarte aproape. 22 de puncte înscrise. Bucard, Stanojević, Galbraith caută să-i fure acea minge din dribbling, dar este prea agresiv, comite fault. A doua greșeală personală și pentru Chris Galbraith. Repunerea lui Aktaş. Swapshire salvează această minge. Sandu din nou, de această dată însă nu mai are acuratețe. După ce a înscris mai devreme din spatele arcului de cerc. 5 puncte astăzi pentru Bogdan Sandu, alături de o recuperare. Mellon tot din colț, dar cu precizie. Triplă pentru Matt Mellon. Și un coș care oferă din nou Galațiului avantajul format din două cifre. Booker. Lasă pentru Aktaş. Aktaş îl depășește pe Masters, îl vede pe Sandu, la semidistanță, aruncarea este scurtă. Galbraith aterizează cu recuperarea și în cele din urmă trimite mingea în brațele lui Javon Masters. Miloš Pešić bagă Ațanac, vine însă capacul lui Bogdan Sandu, care îi transmite lui Galbraith că de această dată accesul nu este permis, iar în partea cealaltă Jordan Swapshire înscrie cu fault. De la defensiva lui Sandu la ofensiva lui Swapshire și este o acțiune la care avem răsucire posibil de 5 puncte, pentru că în loc de 2 pentru Galbraith, Sandu pune capac și Swapshire înscrie pentru Rapid, urmând să beneficieze acum de o aruncare liberă suplimentară. Swapshire rămâne fără ratare de la linia de libere. 25 de puncte pentru el, 59 la 51 pentru CSM Galați. Masters, prin blocajul lui Galbraith, o pune alături, e Mellon acolo care curăță mizeria. 2 puncte înscrise de către Matt Mellon. 10 avans pentru Galați. Aktaş către Stanojević, schimbă partea, Bucard de 3, opune coș
Devin Booker de la distanță. Rapidul arată astăzi ca o formație care are încredere maximă la aruncările din spatele arcului de cerc. Deși vă spuneam, procentajul este unul groaznic, în timp ce aici avem un fault al lui Miloš Pešić în ofensivă, un fault care va schimba posesia și este din nou minge pentru Rapid. Numai puțin de 5 mingi pierdute pentru CSM Galați în acest sfert cu numărul 3. Și Rapid are acum posibilitatea să se apropie la 5 sau chiar la 4 puncte în cazul unui coș de 3, după ce pe parcursul confruntării Galațiul a condus și la o diferență de 17 la un moment dat. Stanojević, abatere de pași, a vrut să-l depășească pe Sturanović, dar n-a reușit să plece cum trebuie acolo cu dribling. Masters. Minge scoasă pentru Ciotlăuș, liber la 3. Prinde Stan ofensiv, Masters, prea înalt pentru Sturanović, dar cu ajutorul lui Ciotlăuș. Mingea ajunge până la urmă la Maxim Sturanović, iar acesta finalizează din apropiere. 63 la 54, Devin Booker. Trage de 3 peste Masters, o să-l primești, o să-ți placă, domnule Masters. Este mesajul lui Booker. Și Rapid se apropie la 6. A intrat între timp și Mădălin Potcoavă, cel care se apără aici la Sturanović cu fault. Rapidul mai avea însă două faulturi de dat. E prima greșeală personală a lui Mădălin Potcoavă. Masters, Sturanović trece printre doi adversari și are ulterior două puncte ușoare. Frumoasă acțiunea lui Sturanović, care urcă și el la 12 puncte înscris. Aktaş. Stanojević. Tot el reprimește de la Aktaş, oprește driblingul, Potcoavă, era liber la 3, a preferat doar Fenta însă. Aktaş cu 5 secunde rămase din atac, pe pătrundere, urcă mingea pe inel, Swapshire n-a putut recupera, e Booker acolo care însă i-o smulge dintre brațe lui Ciotlăuș. Și chiar dacă ratează, păstrează totuși posesia cu repunere de sub panou pentru Rapid. Foarte multă determinare în tabăra echipei antrenată de către Marius Bulancea. Potcoavă scos repede de pe teren, revine Bogdan Sandu. Probabil refuzul de a trage liber la coșa lui Dălin Potcoavă mai devreme l-a făcut pe Marius Bulancea să-l înlocuiască, dându-și seama că probabil elevul său nu are încredere. Aktaş, excelentă pasă pentru Sandu și combinația dintre cei doi jucători care au pus umărul la promovarea Rapidului iese perfect. Pe aceeași pagină, Aktaş și Sandu, două puncte pentru Rapid. Bockert aici a fost aproape de o intercepție. Fault comis în cele din urmă asupra lui Javon Masters. Ultimul foul de dat pe care îl mai avea Rapidul. Să vedem dacă vor reuși aici să mai tempereze un pic agresivitatea, pentru că din această agresivitate a obținut foarte multe mingi în sfertul al treilea, un sfert dominat până acum de către giuleșteni, care au înscris cu 10 puncte mai mult decât adversarii, dar acum orice foul se execută. Ciotlăuș pătrunde, s-a dat la o parte Booker acolo tocmai pentru a nu face un foul care ar fi adus a doua greșeală personală. Sandu cu blocajul așezat, primește aici Stanojević, vrea să rămână izolat în acea parte pentru a juca 1-1 cu Galbraith, trimite pentru Sandu și vin două puncte cu panoul. Bogdan Sandu, după ce a comis pașii aceia pe intercepția pe care o reușise, s-a activat ulterior și ajunge în momentul acesta la 9 puncte. Minge ținută de Masters pentru Galați, obține contactul cu Sandu, care ajunge la a patra greșeală personală. Trebuie să aibă grijă aici jucătorul Rapidului.
Să vedem care este decizia lui Marius Bulancea. Sandu a jucat foarte bine. Îi are la dispoziție pe Penciu sau pe Odagiu pentru a-i trimite pe postul lui Bogdan Sandu. Sau poate juca, evident, folosind o linie mai scundă. Însă Penciu și Odagiu, în prima jumătate a meciului, atât cât au evoluat, n-au jucat senzațional. Penciu cu 3 puncte, Odagiu n-a înscris. Ratează blocajul defensiv aici rapidiștii și vin 2 puncte pe a doua șansă după ce libera fusese ratată. Stanoevici de 3, kabum! Încă o triplă pentru Nicola Stanoevici, care ajunge la 9 puncte. Rapidul continuă să stea în spatele gălățenilor. 70-64. Masters pe pătrundere, descongestionează traficul și înscrie simplu. 10 puncte și pentru Javon Masters, timeout solicitat de către Marius Bulancea, care simte că echipa sa are nevoie de o gură de aer, pentru că au alergat foarte mult revenind în această partidă, reintrând în acest meci, dar acest lucru a adus și oboseală pentru o formație care, aminteam încă din startul partidei, nu are la dispoziție decât 8 jucători pentru acest meci, foarte multe indisponibilități pentru Rapid. Jucători precum Eric Cope, Jagan Mosley, Luca Vasile, Wilhelm Broser sau Laurențiu Dumitrescu nu se regăsesc astăzi în lotul echipei antrenate de către Marius Bulancea. Eric Cope, al doilea marcator al formației și spuneam principalul recuperator al Ligii Naționale de Basket, pierdut pentru tot restul sezonului după o accidentare gravă. De asta jocul sub panou poate fi dominat într-o astfel de confruntare de către CSM Galați. Totuși, Rapid a încercat cu oameni mai scunzi să se lupte acolo. E diferență făcută clar în spațiul de 3 secunde până acum. Gălățenii au marcat 46 de puncte din vopsea față de doar 22 pentru Rapid. Atacul condus de către Bookert. Sandu vine să așeze blocajul. El primește sub panou și are 2 puncte ușoare. Încă o dată Bogdan Sandu își face treaba. Bloc ieșire jucat la perfecție cu Devon Bookert. 11 puncte înscrise pentru Sandu. Bookert a distribuit cea de-a patra lui pasă decisivă. Vlad mai departe pentru Ciotlăuș. Galbraith la semidistanță. O pune în coș. 5 puncte și pentru Chris Galbraith, care s-a trezit acolo liber în mijlocul unei apărări în zonă la care nimeni nu a luat omul ce a apărut la prelungirea liniei de fault. Bookert. Blocajul lui Sandu. Bookert îl găsește aici pe Actaș. 5 secunde rămase din atac. Barâș Actaș cu Vlad lângă el. Se oprește, fentează, aruncă, marchează. Minge scoasă pe sub brațul lui George Vlad. Procedeu excelent executat de Barâș Actaș, care ajunge și el la 5 puncte înscrise alături de 4 pase decisive. Iar aici mingea este oprită cu gheata de către Bookert. Abatere de picior, reflex foarte bun al lui Bookert. Ar fi apreciat ca portar de handball, mai ales la Rapid, acolo unde echipa feminină, în timp ce Sturanović ratează de sub panou, e pe prima poziție în momentul acesta în Liga Florilor și e aproape să producă o surpriză de proporții în campionatul feminin de handbal al României. Duelul se dă acolo între Rapid și CSM București. La meciurile de handbal ale fetelor, sala este de fiecare dată plină. Galeria Rapidului venind să susțină această echipă, lucru care, din păcate, nu se întâmplă cu formația de basket. Poate dacă rezultatele ar fi altele în sezoanele următoare, să avem parte de aceeași atmosferă și la meciurile Rapidului din Liga Națională de Basket. Ambele libere transformate între timp de Nicola Stanoevici, care aduce Rapidul la 4 puncte diferență. După ce reamintesc, Galațiul a avut și 17 avans. Galbraith pe pătrundere cu Sandu lângă el.
Sandu s-a apărat foarte bine cu 4 greșeli personale și a reușit să-l forțeze pe Galbraith să rateze, după care Galbraith nu prinde ofensiv, e minge pentru Rapid, care în cazul în care marchează vine la o posesie în spatele adversarului. Bukert, Stanojević, din nou Bukert. Același Stanojević ține de minge, Galbraith lângă el, Stanojević simte dublajul, pasează pentru Sandu, o vrea de 3, o are! Bogdan Sandu rostogolește încă o triplă în coș și ajunge la 14 puncte, Rapidul e la 1 în spatele Galațiului. George Vlad pentru Ciotlăuș, din nou Vlad. Primește Ciotlăuș, trage de 3, la urmărire Swapshire, prinde până la urmă Actaj, mai e o șansă pentru Rapid, e bună dacă intră și Barış Actaj de la centrul terenului învinge sirena, Rapidul conduce. E ireal ce se întâmplă în sala polivalentă Rapid, iar fanii prezenți în tribune, inclusiv Victor Bulancea, chiar dacă a văzut atâtea la viața lui, sunt în picioare. Barış Actaş cu un coș de la centrul terenului prin care sfertul cu numărul 3 se încheie în favoarea Rapidului, 76-74, într-un meci în care Galațiul a condus la 17 puncte diferență. Ce coș a pleznit acolo Barış Actaş. 8 puncte și pentru el în meciul de astăzi și o revenire fabuloasă a giuleștenilor. Iată ce poate face o partidă care se joacă fără presiune, fără un rezultat de care să ai neapărat nevoie, poate să aducă astfel de acțiuni spectaculoase și astfel de momente care să ne încânte pe cei care privim jocul de basket și cei care iubim sportul cu mingea la coș. Frumoasă și atitudinea celor aflați în tribune. Sunt inclusiv și unele jucătoare de la echipa feminină a Rapidului. Bogdan Sandu a fost, în opinia mea, omul sfertului 3, 12 puncte aduse de Bogdan Sandu în sfertul al treilea și câteva faze foarte bune de apărare. 2 coșuri de 3, printre care și acesta. Iar reușita lui Barış Actaş este căpșuna de pe cheesecake. N-am vrut să folosesc chiar expresia obișnuită, ci m-am gândit că oricum în perioada asta căpșunele sunt mai ușor de procurat decât cireșele. Nu suntem toți milionari. Fault ofensiv la prima acțiune a sfertului cu numărul 4. Posesie pentru Galați, care a pierdut întreg elanul pe care îl căpătase în prima jumătate. Galațiul a permis 36 de puncte Rapidului în sfertul al treilea, marcând doar 20. Ciotlăuș, liber la 3, continuă să nu nimerească ținta. Swapshire la recuperare, scoate această minge care ajunge până la urmă la Devin Booker. Booker pentru Swapshire. Aruncă din spatele arcului de cerc și arde plasa. Încă o triplă pentru Jordan Swapshire, 28 de puncte cu un total de 6, cu un total de 4 din 6 la aruncările de 3. George Vlad pentru Mellon. Mellon caută să răspundă. O face! Matt Mellon cu al treilea lui coș de 3, tot din 6 tentative. Ajunge și el la 19 puncte și se pare că vom avea un sfert al patrulea încins. Barış Actaş ține driblingul viu. Este până la urmă faultat de către George Vlad, aflat la a doua greșeală personală. Va fi repunere din lateral pentru Rapid. Sandu a fost între timp retras pe bancă, repet, are 4 greșeli personale. Vrea să-l țină pentru finalul meciului Marius Bulancea, pentru că l-a simțit în formă. L-a introdus în locul său pe Mădălin Potcoavă. Stanojević pentru Actaş, lasă cu pământul spre Potcoavă, aruncarea intră.
Un pic întârziat a apărut acolo Potcoavă, dar reușește să marcheze primele sale puncte în această întâlnire. 81-77 pentru Rapid. Masters pentru Pešić. Pešić aici lasă până la urmă mingea la Stanojević, care interceptează. N-a mai reușit Pešić să o salveze. Contraatac al Rapidului cu Devin Booker, faultat de Matt Mellon. Prima greșeală personală a lui Matt Mellon, însă incredibil cum s-a răsturnat încrederea în această partidă. E clar că acum Rapidul simte că poate să câștige acest meci, în timp ce pentru trupa lui Florin Nini, tot ce mergea atât de bine în prima repriză, când păreau că au soluții atât în atac cât și în apărare, a devenit dintr-o dată foarte dificil. Swapshire pe pătrundere, evită capacul în aer, dar nu reușește să mai ajusteze aruncarea. A recuperat Pešić, contraatac al gălățenilor cu Masters, care trece de doi oameni, lasă pentru Kareem Brutton, iar acesta înscrie cu foul. Foarte bună pasă livrată de către Javon Masters. Brutton cu 13 puncte. Și Calațiul are posibilitatea să se apropie la o lungime. Time-out cerut de Rapid. 8 minute și 6 secunde până la finalul sfertului 4. 81-79, urmează o aruncare liberă pentru Kareem Brutton. Vă reamintesc următoarea întâlnire cu basketul pe canalele Lux Sport. Are loc marți, atunci când vom fi în BT Arena din Cluj, unde echipa clujeană a anunțat astăzi că toate biletele au fost vândute pentru meciul întâi din sferturile de final ale Ligii Campionilor cu Rizen Ludwigsburg. 10.000 de spectatori vor fi prezenți la doborârea recordului de asistență la un meci de basket pe teritoriul României, pentru a urmări confruntarea care începe în direct și în exclusivitate de la ora 19 pe Lux Sport Plus, meciul întâi din sferturile Basketball Champions League între UBT Cluj și Rizen Ludwigsburg. Nu uitați, meciul este prefațat cu un studio chiar de pe parchetul BT Arena, care va începe de la ora 18, tot pe Lux Sport Plus, iar la finalul disputei vom avea reacțiile principalilor actori din confruntarea respectivă. Apoi, miercurea viitoare, două restanțe din Liga Națională de Basket, ce vor fi transmise amândouă pe Lux Sport 3, de la ora 18, CSM Oradea Dinamo București și de la ora 20, Rapid București Petrolul Ploiești, pentru ca săptămâna viitoare să avem și în deschiderea noii etape din Liga Națională confruntarea dintre UBT Cluj și CSM Focșani. Meciul respectiv are loc vinerea următoare, începere de la ora 19:45 de minute și va fi transmis în direct pe Lux Sport. Puteți consulta programul la secțiunea Transmisiuni TV pe iuriadethoops.ro sau basket.ro și îl veți găsi și la mine pe conturile personale de pe rețelele de socializare în fiecare zi de meci. Pe mine mă puteți urmări fie pe Instagram, fie pe Facebook, cu un simplu follow la Cosmin Petrescu. Rămâne posesie pentru Rapid aici, repunerea este a lui Barış Aktaş, care trimite mingea în piciorul lui Ciotlăuș și scoate un atac nou de 14 secunde, astfel. Ceva probleme se pare la masa oficială cu ajustarea ceasurilor de joc și de atac. Repune Aktaş, este Stanojević. Booker încearcă o capcană acolo gălățenii. Booker trage peste Masters cu precizie. Țeavă pentru Devin Booker, care ajunge la 18 puncte. Rapidul se distanțează la cea mai mare diferență de scor înregistrată în favoarea sa pe parcursul meciului. 84-79. Galbraith către Brutton. Primește Ciotlăuș. Brutton din nou pe mâna stângă. Scapă mingea de sub control. Interceptează Potcoavă. Sandu revenit și el pe parchet. Lasă pentru Booker. Aktaş.
preferă să gestioneze acest atac transformându-l într-un pozițional. Booker pe pătrundere, scoate pentru Stanojević, lasă la Booker, o încearcă și din colț, e Nace! Devin Booker, bang bang! Două la rând marcate din spatele arcului de cerc și Rapidul conduce cu 87-79. Timeout cerut de Florin Nini. Ceea ce a început în sfertul al treilea continuă pentru moment și în actul decisiv, cu Rapidul dominându-și adversarul și găsind soluțiile pentru a marca din orice poziție. Mai întâi Swapshire mai devreme cu acea triplă. Aceasta este reușita lui Matt Mellon din startul sfertului cu numărul 4. Apoi coșul lui Potcoavă, reușita lui Bruton din apropiere cu tot cu faul și două triple la rând pentru Devin Booker. Una de pe centru, una din colț, din pasa lui Stanojević și astfel avem avantaj de 8 puncte pentru Alb Vișini și încă un timeout solicitat de Florin Nini, care nu înțelege ce mai poate face pentru a readuce echipa sa la încrederea pe care o avea în prima repriză și la jocul pe care l-a prestat Galațiul acolo. Rapidul, cu doar 8 jucători disponibili în această partidă, reușește să întoarcă un avantaj de 17 puncte al adversarilor și să conducă acum la 8, ceea ce înseamnă că din momentul în care Galațiul a avut 17 puncte avans pe tabelă, scorul este favorabil Rapidului cu un plus de 25. Incredibil. După timeout, Javon Masters îl atacă pe Sandu și înscrie cu panoul. Două puncte pentru Javon Masters, care ajunge la 13, alături de 6 pase decisive azi. Booker. Este Stanojević. Mingea dată în afara terenului de către Sturanović. Se pregătește să repună Booker. Stanojević probabil va așeza un blocaj pentru a ieși Aktaş. Nu! Este el, o trage de 3 și scrie! Stanojević a păcălit pe toată lumea, inclusiv pe subsemnatul. Am crezut că e blocaj așezat pentru Aktaş. A țâșnit odată după contact cu adversarul și a înscris de 3 pentru a ajunge la 14 puncte. Masters pentru Mellon. Sturanović sub panou pe mâna stângă, înscrie de lângă Potcoavă. Procedeu bine executat de Maxim Sturanović, care ajunge și el la 16 puncte înscrise. Potcoavă o vrea de 3, aruncă strâmb, recuperează Bruton, caută să accelereze aici pe contraatac pentru Galați, trece de Stanojević, obține contactul cu Potcoavă și va beneficia de 2 aruncări libere. N-a mai avut energia necesară pentru a imprima, așa cum ne arată acel efect pe minge, pentru ca ea să cadă în coș. Va trebui să-și merite cele 2 puncte de la linia de libere. Iese Aktaş și intră Swapshire pentru Rapid. A fost ținut un pic pe bancă și Jordan Swapshire pentru a se odihni. Cel mai bun marcator al meciului până în momentul de față. 28 de puncte înscrise de către Jordan Swapshire în confruntarea cu CSM Galați. Confruntare pe care Galațiul a câștigat-o clar în turul campionatului, 89-62. Un meci în care gălățenii au condus inclusiv la 30 de puncte diferență atunci. Astăzi însă, spuneam, au avut 17. Sunt 5 acum pentru Rapid, dar vine intercepția lui Mellon. Contraatac al gălățenilor pe coș, Bruton. Finalizează și apropie Galațiul la o posesie. 5 minute și jumătate rămase până la finalul confruntării din sala Rapid. Jordan Swapshire. Sub panou e Sandu, n-avea nevoie de fentă. A fost păcălit acolo de Stan, care n-a sărit. Contraatac acum pentru Galați. Masters pe coș. Swapshire nu-l poate bloca. Și Javon Masters se strecoară printre doi adversari pentru a apropia Galațiul la un punct. Răsturnare de 4 lungime aici, după ce Bogdan Sandu, cel mai bun om al sfertului 3 pentru Rapid, ratează din apropiere, deși inițial era singur sub inel.
Iar imediat Javon Masters pe contraatac aduce două puncte pentru Galați. Se pare că au fost ceva crampe pentru Barış Aktaş. Se va întoarce pe parchet. Masters finalizează un 3-point play și este egalitate la 90 cu 5 minute și 13 secunde până la încheierea partidei. Booker, Aktaş. Din nou Booker. Stanojević a venit la blocaj, Booker caută să joace 1-1, aruncă de la semidistanță și o pune în coș. Devin Booker nu poate rata în acest sfert al patrulea. Ajunge la 23 de puncte marcate. Jucător cu o medie de 15,6 pe întâlnire în actualul sezon. Sub panou primește Bruton. Stanojević închide accesul acolo. Mingea ajunge în cele din urmă în colț la Masters, care calcă în afara terenului și pierde posesia pentru Gălățeni. A 15-a minge pierdută pentru CSM Galați, posesie pentru Rapid. Booker. Aktaş. Luat agresiv de Millen, întoarce pentru Booker. Caută să joace prin blocajul lui Stanojević. Este Robert Stan, cel care îl faultează. Booker încearcă să îi păcălească pe arbitri, spunând că voia să arunce la coș și că ar avea trei libere. Hai să fim serioși, a simțit contactul, a zvârlit mingea, acum a putut pentru a scăpa de ea. Avea nicio intenție inițial să tragă la coș. Florin Nini îl schimbă pe Robert Stan. Intră în locul său Marius Ciotlăuș. Aktaş repune schema de mai devreme cu Stanojević, doar că acum stă mult mai aproape Sturanović. A învățat lecția după ce Stanojević a pleznit-o de 3. Aktaş aici l-a avut pe Stanojević liber, n-a mai găsit însă procedeul pentru a scoate acea pasă. Aktaş cred că se aștepta ca Stanojević să coboare. Acesta rămăsese în spatele arcului de cerc, de unde are însă 4 din 5 astăzi. E normal ca Stanojević să joace mai degrabă pick and pop în loc de pick and roll. Aruncare de 3 a lui Millen. 3 puncte pentru Galați și este din nou la conducere formația lui Florin Nini, după ce Rapidul avusese un avantaj de 9 pe parcursul acestui sfert. Aktaş caută să răspundă de afară, îi iese din coș, recuperează Sturanović pentru a patra oară. Ghinion aici pentru Barış Aktaş, care rămâne cu 8 puncte. Masters. De la mare distanță, Javon Masters aruncă scurt, Sturanović se luptă la recuperare. Iar Bogdan Sandu este ultimul care atinge această minge. Va rămâne posesie pentru CSM Galați. 3 minute și 17 secunde rămase până la finalul sfertului 4. Matt Millen la repunere. Millen pentru Ciotlăuș. Masters. De lângă Stanojević. O pune alături, recuperează Ciotlăuș, dar o face după ce și-a împins adversarul. Și este astfel a treia greșeală personală a lui Marius Ciotlăuș. Atacul este al Rapidului, cu posibilitatea de a trece din nou un avantaj pentru Alb Vișinii. Booker. Neatent aici Sandu, ține până la urmă această minge care venise de la Aktaş și reușește să o salveze după ce o aruncă în picioarele lui Sturanović. Primește Swapshire. Booker de la semidistanță, de această dată imprecis, dar Swapshire prinde ofensiv și scoate două libere. Ambele echipe sunt în bonus în momentul de față. Orice faul se execută, iar Jordan Swapshire va avea posibilitatea să ajungă la 30 de puncte și să pună Rapidul în avantaj dacă își păstrează
eficiența maximă la linia de libere. 7 din 7 astăzi pentru Jordan Swapshire. A fost și odihnit în startul acestui sfert 4 pentru a avea energie pe acest final. Intră fără emoții, ambele aruncări. Rapidul conduce cu 94 la 93. Masters. Mellon. O caută de afară, aruncarea este scurtă. Booker recuperează și este ulterior faultat de Sturanovic, care comite a treia greșeală personală și îl trimite astfel pe Devin Booker la linia de libere pentru două aruncări. Greșeala lui Sturanovic aici, care din nou bagă mâna la minge, îl și agață acolo pe Booker cu mâna dreaptă. Booker, jucător care în general își transformă aruncările, este cel mai bun aruncător de libere de la Rapid, 88% procentajul său în actualul sezon. Astăzi are 24 de puncte marcate. Sunt primele aruncări libere pe care le execută conducătorul de joc, ce a livrat astăzi și 6 pase decisive. 96 la 93. Ciotlăuș pentru Masters. Mellon. Pătrunderea lui Ciotlăuș și este un fault care nu știu dacă s-a dat la Sandu sau la Swapshire. Cred că s-a dat la Booker, care n-a mai apucat să strângă la timp. Vor fi două aruncări libere pentru Marius Ciotlăuș. 9 puncte marcate astăzi de către Ciotlăuș. 75% procentajul său la libere. Prima este transformată fără emoții. Ciotlăuș astăzi cu 2 din 3 la nivelul liniei de fault. Bagă una din două aici și rămân 2 puncte avans pe tabelă pentru Rapid. Booker. Stanojević cu spatele la coș se întoarce, este înghițit de Ciotlăuș și Sturanovic, care l-au inhalat pe Stanojević. Și cu 2 minute rămase până la finalul acestei partide, Galațiul are repunerea de sub propriul panou la 2 puncte în spatele Rapidului. Gălățenii cu șansa de a egala din nou sau un coș de 3 ar duce în avantaj încă o dată. Sturanovic pentru Bruton. Pe mâna stângă Masters pătrunde și înscrie cu un pic de noroc o fază la care a cerut fault. A luat buza din fața inelului, acea aruncare a lui Masters, dar ajunge la 18 puncte și avem egalitate la 96. Booker. Îl cheamă pe Stanojević la blocaj. Booker ține driblingul viu, rămâne izolat cu Ciotlăuș, trage de 3. La recuperare, Bruton face foarte bine blocajul defensiv și mingea se duce în afara terenului, împinsă de Swapshire. N-a mai reușit Bogdan Sandu să ajungă la timp. Timeout solicitat de către CSM Galați. Egalitate la 96. Pardon, timeout-ul este cerut chiar dacă se află în defensivă de Marius Bulancea. Mai rar se întâmplă așa ceva ca antrenorul echipei aflate în apărare să ceară timeout într-un astfel de moment, pentru că e posibil să ai nevoie de încă un timeout pe finalul unui joc în care orice posesie contează. Avem egalitate la 96, e posibil să ai nevoie de un timeout pentru a avansa la centrul terenului în finalul disputei. Rămâne de văzut cât de important va fi în economia partidei acest timeout cerut aici de către Marius Bulancea. Meci foarte disputat astăzi în sala Rapid. 30 de puncte pentru Jordan Swapshire, alte 25 venite de la Booker. De partea cealaltă, Mellon cu 22 și Masters cu 18 sunt principalii marcatori ai gălățenilor.
Repunerea este de sub palou pentru Galați. N-au dreptul să-și aleagă, pentru că, repet, timeout-ul a fost cerut de adversari. Masters este cel care vine cu mingea în ofensivă. O lasă aici pentru Mellon. 9 din 13 din acțiune astăzi pentru Matt Mellon. Bruton. Pentru același Mellon. Sturanovic angajat sub panou. Semicălic de mână stângă perfect. 18 puncte pentru Maxim Sturanovic și Galațiul conduce. Booker. Întâmpinat de Masters, schimbă partea pentru Aktaş. Stanojević sub panou, este Swapshire care absorbe contactul și înscrie și cele două puncte. And one a lui Jordan Swapshire, 32 în total și are o liberă suplimentară după a cincea greșeală personală a lui Maxim Sturanovic. Dacă s-a dat la Sturanovic faultul, atunci Sturanovic este eliminat din joc, dar se pare că nu a fost la el. Sturanovic rămâne în continuare pe parchet. Swapshire ratează pentru prima oară de la libere și rămâne astfel egalitate la 98. Swapshire avea 8 libere transformate la primele sale 8 încercări. A venit acum și prima ratare. 23 de secunde între timpul de joc și cel de atac. Masters pe pătrundere încearcă pasa pentru Sturanovic. Intervine însă Sandu și este faultat ulterior după intercepție. Acțiunea lui Bogdan Sandu aduce posesia pentru Rapid. Nu știu dacă a fost fault ulterior, cred că fault a fost. Pentru moment avem un timeout, dar faultul, dacă s-a dat, îl va pune pe Bogdan Sandu la linia de libere și, într-adevăr, e greșeală personală la Sturanovic. Al cincilea faul pentru Maxim Sturanovic, care este acum eliminat din joc. Iar Bogdan Sandu va avea două aruncări libere prin care poate să rupă echilibrul de pe tabelă. Protestează acolo gălățenii. Meciul va fi reluat însă cu două libere pentru Bogdan Sandu. Vă spuneam, se retrăsese inițial la finalul sezonului precedent. A revenit pentru a ajuta în cele din urmă această echipă a Rapidului, mai ales odată cu apariția accidentărilor pe parcursul sezonului. Iar acum are două libere prin care poate să-și aducă formația în avantaj. 50% procentajul lui Bogdan Sandu în actualul sezon în Liga Națională de Basket. E drept că nu e un procentaj care să fie cu adevărat realistic în condițiile în care Sandu a tras doar 4 libere în întreg sezonul. A marcat 2 din 4, de aceea are 50%. E o fază pe care și arbitrii merg să o revadă totuși. Să vedem care va fi decizia finală. Asta este acțiunea cu pasa lui Masters, intercepția lui Sandu. Și mai departe Sturanovic e sancționat cu faul cam degeaba, aș zice. Pentru că a fost mai degrabă împins de Aktaş în adversar. Au mers să vadă arbitrii care a fost jucătorul faultat la această fază. Nu, de aici se vede, de aici se vede. Sturanovic l-a luat de gât inițial pe Aktaş, apoi a împins și Aktaş, dar este faultul lui Sturanovic la Aktaş, nu la Sandu. Fault așadar a lui Sturanovic. Aktaş este la linia de libere. El execută cele două aruncări. Aktaş a mai fost în astfel de momente și de obicei a livrat. 67% procentajul lui Bareș Aktaş în actualul sezon. Prima e transformată.
Mai are încă una la dispoziție, în timp ce Marius Bulancea invocă divinitatea. Bine, n-am înțeles niciodată de ce Dumnezeu ar vrea să facă rău unui alt om, că cel care pierde nu o să se bucure normal, ca să îl ajute pe altul în sport. Acolo contează până la urmă să câștige cine e mai bun, nu pe cine ajută Dumnezeu. Ratează a doua liberă Barış Aktaş și este posesie pentru Galați, 99-98 pentru Rapid. Aproape sincronizate timpul de joc și timpul de atac. Masters cu posesia pentru Gălățeni. Ocazul așezat de Pešić, Melan rămâne fără minge, intercepția este a lui Booker, Swapshire mai departe e faultat și vor fi două aruncări libere pentru Rapid București, pe care Devon Booker, cel mai bun aruncător de libere de la, pe care Jordan Swapshire, pardon, cel mai bun aruncător de libere astăzi de la Rapid, le va executa. Are 8 din 9 în acest match Jordan Swapshire. Prima este transformat. Nouă din 10 pentru Swapshire. Orice s-ar întâmpla, Galațiul mai are o șansă de a egala. Swapshire ratează a doua liberă. Galațiul egalează cu un coș de două sau cu două libere. Incredibil. Barış Aktaş îl faultează pe Masters și îl trimite la linia de libere pentru două aruncări, prin care poate să egaleze la 100. Marius Bulancea le cere fanilor să facă gălăgie aici pentru a pune presiune pe Javon Masters. 81% procentajul lui Masters în actualul sezon în Liga Națională de Basket la libere. Astăzi 3 din 4. Prima intră. Încă o aruncare pentru Masters. Transformată și aceasta. Rapidul mai are o șansă. 6 secunde. Giuleștenii pot câștiga pe acest atac. Booker pentru victorie. O pune în coș. Devon Booker cu o secundă și 65 până la final. Ridică fan în picioare. Bruton de la centru. A fost atât de aproape. Dar Rapidul supraviețuiește și câștigă cu 103-100 după un meci în care CSM Galați a avut 17 puncte avans. Rapid București obține a 6-a victorie în Liga Națională de Basket și urcă astfel peste Galați și Miercurea Ciuc în ceea ce privește succesele totale în sezonul 2021-2022. La capătul unui meci în care giuleștenii au avut disponibil doar 8 jucători ca lot pentru partida cu Galați și totuși inima mai mare, determinarea și în cele din urmă precizia, mai ales la aruncările de 3 puncte, au dus la această victorie obținută cu tripla lui Devon Booker, care termină cu 28 de puncte înscrise și 6 din 12 la aruncările de 3. Jordan Swapshire este cel mai bun marcator al confruntării cu 33 de puncte, în timp ce pentru Gălățeni Matt Mellon cu 22 și Javon Masters cu 20 au fost cei mai buni realizatori. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Vă dau din nou întâlnire cu basketul marți, la meciul sezonului în basketul românesc, de la ora 19 în direct pe Luxport Plus, U-Banca Transilvania Cluj, Reason Ludwigsburg, meciul întâi din sferturile de finală ale Ligii Campionilor în BT Arena. Partida începe așadar de la ora 19 și este prefațată cu un studio de la ora 18. Până atunci, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Luxport.